Bună seara, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Viața Gorjului. Vorbim astăzi seară despre unul din cei mai cunoscuți fii ai Novaciului, inginerul Gheorghe Cuțuliga, Pridică, cum îi spuneau apropiații, cel care anul trecut, în 2014, ar fi împlinit 90 de ani. Din nefericire, dânsul n-a mai ajuns la această vârstă, s-a stins în anul 2013, însă cei care l-au cunoscut foarte bine, printre ei și invitatul nostru, profesorul Adelin Ungureanu, care îi spunem bun venit la emisiunea noastră. Bună seara, la mulți ani și bine v-am găsit sănătoși și pe 2015 și să dea Dumnezeu mulți ani de acum înainte. Mulțumim. Spuneam de Adelin Ungureanu, a lansat, să spunem așa, oricum a scos, e foarte proaspătă cartea de câteva zile pe piață, o nouă carte, și o să vorbim și despre cărțile sale în emisiunea de astăzi, o carte dedicată lui Gheorghe Cuțuliga. De fapt, cartea marchează cei 90 de ani pe care n-a apucat să-i mai împlinească pe acest pământ Gheorghe Cuțuliga. Începem discuția noastră din această seară cu o prezentare pe scurt a povestei acestei cărți. Când a apărut ea și ce cuprinde în general, pentru că încercăm pe timpul cât îl avem în această seară să intrăm mai mult în amănunte, mai ales pentru că pentru cei de la din zona Novaș, din zona de nord a Gorjului, pentru că vreau să vă spun, am avut surpriza în ultimii ani că dezvălui și eu un lucru, l-am cunoscut și eu pe domnul Gheorghe Cuțuliga. E foarte cunoscut în toată zona de nord, nu mai vorbesc ca om de cultură, dar și de oamenii simpli de la sate, poate nu întâmplător. A fost timp de 40 de ani directorul uzinei electrice de la Novaci și cel care le-a băgat efectiv oamenilor curentul electric și asta rămâne în memorie. Dar o să aflăm foarte multe astă seară de la domnul Adelin Ungureanu. Începem cu povestea acestei cărți. Da. Gheorghe Cuțuliga s-a născut la Novaci în anul 1924, într-o zi de toamnă. A trecut mult de atunci și la mijlocul lunii aprilie, în 2013, a fost să fie ca viața să-i se încheie, să-l pierdem definitiv și să nu putem, deși mereu ne doream să mai aflăm, să mai aflăm, să mai întrebăm, să mai obținem câte un detaliu despre cum era Novaci o altă dată, despre cum erau oamenii, despre locurile din prejur, despre viață, despre bucurii, despre necazuri, despre certuri, că la urma urmei toate fac parte din cotidianul fiecarei familii și a fiecăruia dintre noi. După aproximativ un an de zile, deci în anul în care, așa cum a spus și dumneavoastră, se împlineau 90 de ani de la nașterea dumnealui, am gândit că trebuie să facem ceva în memoria sa. Zilele vin, se scurg, timpul trece, oamenii uită, așa încât să reîmprospătăm pe cât posibil memoria celor care l-au cunoscut, dar nu neapărat doar a lor, ci a altora care iubesc Novaciul sau care îndrăgesc viața oamenilor de sub munte, ori pur și simplu vor să afle detalii ale unei lumi de odinioară, împreună cu soția să îi dedicăm câteva pagini. Inițial nu ne-am gândit că vom face o carte, aveam în vedere realizarea unor articole de presă. Până la urmă, având suficiente date, și vreau să spun că nu le-am introdus pe toate în paginile acestui volum, am reușit ca în preajma Crăciunului, de puțin timp sărbătorit, să aducem de la Iași această carte pe care i-am dedicat-o unei părți a vieții dumnealui, o parte, așa cum a zis, care reflectă atât din anii lucrați la uzina electrică din Novaci, subiect asupra căruia putem reveni, cât și din implicarea sa în viața comunității locale, în viața satului și în tot ceea ce a avut legătură cu Novaciul peste timp. Toate la vremea lor, vreau să vă spun că această carte a apărut în condiții grafice deosebite la editura PIM, se numește chiar așa, Fiul al Novaciului, inginer Gheorghe Cuțuliga Pridică. Vreau să vă spun, apropo de această carte, că ea vine, se bazează pe ceva, pe lângă amintirile directe, pe lângă cele povestite direct de Gheorghe Cuțuliga
autorilor, mai cuprinde ceva, adică se bazează și pe fragmente de jurnal. Înainte de a începe să-l vedem pe Gheorghe Cuțuliga, avem și niște imagini pe care ați reușit să le strângeți în această carte, care este și povestea jurnalului, un jurnal care, din ce am înțeles, a durat decenii. Da, începând cu 1976, chiar 1977, omul căruia i-am dedicat această lucrare a început să aștearnă pe hârtie viața sa, a familiei și a satului, a comunității în care a trăit. Zi de zi, sau uneori cu pauze de câteva zile, dar cu revenire asupra evenimentelor, a reușit să adune în mii de file aspecte autentice ale vieții oamenilor de la munte, așa cum îmi place să spun, sau de sub munte, de acolo din zona natală, din zona Novaciului nostru. Așa încât reprezintă o radiografie exactă a ceea ce s-a petrecut în satul Novăceni, în vatra satului, în tot Novaciu și chiar în comunele limitrofe, vreme de câteva zeci de ani. Iar acel prim volum de jurnal are ca ultimă filă începutul anului 1997. O să revenim, că poate, de ce nu, o să vedem și un volum 2 care să vină până în anul 2013, să spunem, când s-a sfârșit de pe acest pământ Gheorghe Cuțuliga. Dar haideți să încercăm să-l prezentăm telespectatorilor pe Gheorghe Cuțuliga așa cum a fost, cu ajutorul unor imagini, unele dintre acestea le aveți și în această carte, pe care le vom prezenta cu ajutorul colegilor din regia tehnică. Aici este Gheorghe Cuțuliga, mai mic de statură, fiind copil de trupă, avea 12 ani, la București, împreună cu fratele său, Ion, tot e sfântul, e ziua numelui, Onuț, îi spunea o familia, dispărut de tânăr. În continuare, Gheorghe Cuțuliga, o fotografie făcută undeva la terminarea liceului, după anii 40, pe vremea războiului, este iată în uniformă de aviație, pentru că el a fost un absolvent al școlii de aviație din Mediaș. Aici este o fotografie cu port tradițional. Gheorghe Cuțuliga este la nunta unor rude, nunta are loc la Novaci, nu la restaurant, pentru că pe vremea aceea încă nu apăruse această modă. În fotografie, în mijloc, se află Gheorghe Cuțuliga, în dreapta este tatăl său, același nume, iar în stânga fotografiei, partea dreaptă a privitorului, este unchiul său, fratele tatălui, Dumitru sau Mitele. În continuare cu părinții, în fața casei părintești din Novaci, iar în profunzime se vede biserica satului, biserica cea nouă, cum îi spune lumea, așezată vis-a-vis de vechea bisericuță veche de mai bine de 200 de ani. Aici e o imagine de la sărbătoare, e tradiționalul festival ciobănesc local, urcat oilor la munte, este într-o zi de mai a anului, dacă mi-amintesc bine, 1975. Suntem în curtea casei inginerului Cuțuliga, undeva prin 2010, alături de preotul bisericii noastre din vremea aceea, Cătălin Andronache, și soțul fiicei inginerului, Gianni, în partea dreaptă. Aici fotografia este făcută în capitală, în casa fiicei, alături de aceasta și de doi generali, generalii Ipănescu și generalii Cruceru, colegi de generație și foarte buni prieteni cu inginerul Cuțuliga. Aici avem o imagine cu gazda inginerului de pe vremea când era student, prin anii 40 în București, domnul Gioancă, undeva în centru imaginii, a ținut legătura toată viața. Această fotografie, insist, pentru că este un detaliu a ceea ce iubea foarte mult în casa sa. Este camera amintirilor, așa cum o numea, deși amintirile erau cam prin toate încăperile, aici erau foarte, foarte bine, foarte bine așezate. Era o cameră la care ținea foarte mult. În continuare cu unul dintre cei doi generali, la aniversarea acestuia, peste 80 de ani, din câte mi-amintesc, era vârsta ce se sărbătorea. Mai greu de spus, pentru că e o imagine actuală a casei unde a locuit. Este părăsită inclusiv de inginerul Cuțuliga și de soția acestuia, nu mai sunt printre noi, nu mai locuiesc acolo. Fotografia aici este
la aproape 2000 de metri altitudine, sub vârful Păpușa, cu întreaga familie a inginerului. E făcută în anul 2000 sau 2001, soția, fiica, ginerele, iar aici împreună cu soția, în fața casei din Novaci, al cărui cadru larg actual l-am văzut pe una dintre fotografiile de odinioară. Tot în fața casei, cu câțiva prieteni și rude, o fotografie făcută pe întuneric și acolo, în mijloc, se vede și imaginea domnului Giugiulan, un om la care dânsul a ținut foarte mult. Aici sunt împreună cu cei doi autori și împreună cu eroul acestor rânduri. Și familia domnului colonel Zamfir, venită de la București, cu originele tot pe la Novaci, originele soției, în casa familiei Cuțuliga. An de an, elevii de la Novaci, de la liceul din Novaci, veneau cu colinde în preajma sărbătorilor, coordonați de profesorul Popica, cred că se și vede undeva în fundalul acestei imagini. În ultimele zile de școală erau prezenți și era mare bucurie pentru inginer să vină în casa lui și întorcea vizitele de regulă în săptămâna școlii, altfel atunci când la activitățile specifice venea și le vorbea copiilor ore întregi despre Novaci și novăcenii de altă dată. Încă o fotografie de familie cu soția și fiica, realizată în urmă cu aproximativ un deceniu, chiar un pic mai mult de un deceniu. Și aici avem o fotografie împreună la capătul sau piciorul de sud al actualei Transalpina. Încă nu era Transalpina atunci. Acel monument din spate îmi tot spunea că a fost ridicat datorită începerii lucrării la drumul regelui și nimic nu amintește de el. Până la urmă am dus o placă acolo și am menționat acest eveniment ca dată 1937. Aici este fotografia de copertă a cărții. Am considerat-o sugestivă și așa încât oamenii îl știau în ultimii ani de viață. Deci o poză de dată mai recentă, nu neapărat din anii tinereții sau chiar ai copilăriei, așa cum am văzut pe începutul acestui montaj. Da, aceasta a fost selecția. O să rog colegii din regie ca să mai dăm pe parcursul discuției, să mai dăm aceste imagini, pentru că unele din ele o să devină mai importante în momentul când vom spune și povestea. Pentru că Gheorghe Cuțuliga a avut un destin excepțional, aș putea să spun, și aș vrea să începem cu acel copil născut la Novaștea, care este rupt din mediul său natural la 12 ani, pleacă în lume, încearcă și reușește să facă o carieră, chiar să participe la al doilea război mondial, și când toată lumea se aștepta să rămână acolo departe, se întoarce acasă și vreau să vă spun că marchează destinul tuturor consetenilor, să spunem așa, cum spuneam, prin implicarea sa la uzina electrică și nu doar prin asta, pentru că a pornit ca profesor, a continuat ca director, ca inginer, iar în ultimii ani, în momentul când a ieșit la pensie, s-a implicat foarte mult în viața culturală și documentară a Novaciului. Da, așa este. La 12 ani, după absolvirea școlii primare din localitatea Novaci, școala atunci pe care o parcurgea se găsea pe strada Rânca, actuala clădire a Clubului Copiilor din Novaci, un edificiu ridicat, din câte am înțeles, de la domnul Meseșan în 1892, deci cu valoare istorică de asemenea. După absolvirea studiilor primare, așadar, este îndrumat de către părinți către Regimentul Vânători de Munte de la București, împreună cu o familie apropiată, familia Pateli din Novaci, și la 12 ani ajunge așadar în mijlocul a sute de soldați, din care nu cunoștea absolut pe nimeni, și cât de greu trebuie să fi fost într-o vreme în care de telefonie sau de alte mijloace electronice de comunicare nici nu putea fi vorba, fiind pentru prima dată plecat de acasă. Foarte mult povestea despre cele trăite, cele simțite atunci și după ce trecuse de 70-80 de ani de viață, însă și sublinia faptul că acei ani l-au format ca om și l-au pregătit pentru ce avea să urmeze mai târziu,
deoarece au fost și momente grele și unele dintre ele foarte grele, însoțite chiar de tragedii. Fratele său avea să decedeze doar peste câțiva ani la o vârstă foarte tânără. După anii petrecuți la București, se întoarce la Novaci, în vacanțe, iar la terminarea școlii din capitală, pleacă de data aceasta la liceu, tot departe de casă, în Ardeal, la Mediaș, unde se înscrie la liceul Aurel Vlaicu, liceu de aviație, și în timp ce era elev acolo se întâmplă și tragedia cu fratele care decedează, și în a cărui memorie colegii lui i-au ridicat o placă comemorativă pe care inginerul, după ani, a luat-o de la media și inclusiv școala se desfințase, a adus-o la Novaci și este și astăzi pusă la loc de cinste pentru cei care doresc să și-l amintească. Și revin asupra acestui subiect tragic din familia sa, în vremea când era foarte tânăr, pentru a atenua oarecum durerea familiei, în măsura în care se poate, pentru că pe semne e greu să faci ceva în asemenea momente. Rude apropiate ale familiei Cuțuliga, având un băiat pe care îl chemau tot Ion, de vreo 3-4 ani, nu mai mult, au hotărât să-l numească pe copil Onuț, tocmai pentru a aminti de fratele lui Pridică și pentru ca cei din casă cât de cât să treacă mai ușor peste tragedia aceea din aprilie 42. Da, înainte de a vorbi de povestea războiului, o poveste excepțională, chiar dacă a fost doar câteva luni pe front, elevii de la acest liceu au mers pe front și au ajuns până în Cehoslovacia. Până în Slovacia, da. Înainte de asta, și l-a văzut chiar pe Antonescu, trebuie să vorbim, să anunțăm telespectatorii, cei care vor să intre în poziția acestei cărți, este o carte premiu. Cele mai interesante întrebări sau un simplu SMS prin care să ne dea numele și eventual localitatea și pot intra, prin tragere la sorți, vor intra în posesia acestui volum semnat Adelin și Manuela Ungureanu. Acestea fiind spuse, ne întoarcem în anii celui de-al doilea război mondial, când pe front sunt aruncați inclusiv elevii de liceu, pentru că nu prea mai erau soldați, și aceștia, de fapt, își fac practica, dacă am înțeles bine, în anii aceia sub focul... Interesantă activitate de practică și de nedorit nimănui. Într-adevăr, în anii terminale al liceului, împreună cu colegii, este trimis pe front, în interiorul țării, pe frontul intern, iar luna august a anului 1944 îl găsește aproape de Bacău, într-o localitate, parcă Ghereiești se numea, da, localitatea sau satul acolo, în flotilă, pregătiți de luptă și executând toate comenzile specifice războiului. În perioada următoare, după ce România își recalibrează poziția internațională, nu mai suntem alături de Germania, ci trecem împotriva ei, intră în trupele care avansează către vest, iar sfârșitul războiului, mai exact luna septembrie anului 1945, îl găsesc pe teritoriul Slovaciei de azi, într-o localitate, Piestanii, de unde avea să se reîntoarcă în țară pe timp de pace. Într-adevăr, revenind la mareșalul Antonescu, ținea foarte mult să povestească despre el. Avea un cult pentru această personalitate a istoriei naționale. Reușise să îl vadă personal și pentru că vorbim de o vreme în care inginerul Cuțuliga a trăit mulți ani în comunism, detaliile despre Antonescu, vreau să spun că le-a dosit foarte mult, puțină lume știa. Eu am și atins un subiect în carte, fără prea multe amănunte. În fine, revin asupra lui. La școală, în anii de școală primară, până în clasa a patra, încă era regimul de dinainte, un coleg întreabă mirat de ce învățăm la școală doar de tablourile
președintelui Republicii, care erau pe pedele clasei, pentru că a văzut în casa șefului de la uzină și tablouri cu regele și cu Antonescu și de ei de ce nu vorbim niciodată. E, învățătorul a fost suficient de dibaci ca să te spună că la școală nu se învață de toate tablourile, dar când vom crește mari vom afla mai multe pentru că vom putea noi înșine să ne informăm. Evident, cu subînțelesul de atunci ne-am și dat seama ce... putea să iasă și o dramă dacă, să ziceau autoritățile vremii, ar fi aflat sau nu că ar fi aflat, că probabil știau, dar ar fi ieșit un scandal din acest punct de vedere. Vreau să spun că pe când eram la o altă televiziune, am reușit în anul 2011 să fac un interviu cu domnia sa, de fapt două emisiuni, și îmi povestea, apropo de generalul Antonescu, un material care a apărut în exclusivitate în săptămânalul Vertical despre întâlnirea cu Antonescu. N-ați intrat în amănunte, dar l-a văzut de foarte aproape și își dorea să-l vadă pe mareșal, mai ales că îl vede în după amiaza zilei de 22 august, ziua următoare, petrecându-se evenimentele respective, care arestarea sa și apoi ducerea în Rusia. Și mai interesant, la casa aceea pe care am văzut-o în imagini, erau cel puțin la vremea lui 2011, bănesc că sunt și acum, extrem de multe documente dedicate mareșalului. Chiar imagini cu statuile acelea în anii 90, când au apărut o serie de statui cu Ion Antonescu, dar care au fost scoase din lege și nu mai există, dar existau ca imagine, existau ca dovadă, să spunem așa, în casa lui Gheorghe Cuțuliga și mai ales și mai interesant, el i-a scris în ultimii ani, cred că prin 2009 sau 2010, lui Ștefan Alexianu, copilul celui fostului guvernator al Transnistriei, cel care a fost ucis odată cu Antonescu, executat, i-a scris tocmai în ideea aceasta, apreciindu-l pe tată, deci, până la urmă, de fapt asta și acolo vreau să ajung, Gheorghe Cuțuliga a fost și un mare naționalist, dar unul în sensul bun al cuvântului, mândru că era român, mândru de oamenii politici care au simțit românește. Iar chiar dacă, să spunem așa, legea nu ne permite să facem, să vorbim de Antonescu la superlativ decât în domeniul istoric, nu și altfel, de fapt nici nu știu cum am putea să o facem altfel, Antonescu era unul dintre personajele importante, cum spuneam, din viața lui Cuțuliga și în ultimii ani făcuse un cult pentru el, sau totdeauna a avut un cult, spuneați de imaginile, de tablouri, dar nu numai de asta, deci efectiv povestea cu mare sensibilitate, foarte artistic și filmele despre Antonescu era extrem de interesant. Urmărisem foarte multe rânduri filmul făcut la execuția sa din Valea Piersicilor, comentariile apărute ulterior, atât cât a fost în presa vremii, dar mai cu seamă după 1989, atunci când granița cenzurii a fost depășită și s-au putut scrie, s-au putut citi mult mai multe. Însă a fost preocupat de tot ceea ce a considerat că trebuie să rămână pentru învățare către generațiile viitoare. La un moment dat, tot vorbind despre scrisoarea pe care a trimis-o unei alte persoane ce a avut de suferit în 46, la un moment dat a primit vizita fiicei unui fost ministru al agriculturii, Sasu se numea, din perioada interbelică, o vizită la Novaci și invităm familia înăuntru, așa cum procedăm oricare dintre noi, scotocește prin documente, nu era pregătit pentru această vizită și găsește o telegramă a tatălui oaspetei dânsei, ministrul Sasu, din 1916, trimisă la Novaci odată cu moartea lui Brezulescu. Au fost emoții atât de mari încât a zis că nu doar că au izbunit în plâns musafirii, dar nici el nu s-a putut abține datorită reacției emotive pe care a creat-o. Și s-a întâmplat de mai multe ori acest lucru. Oameni care au fost plecați pe front, scrisorile ajunse la Novaci, au ajuns în familia sau la casa sa, le-a păstrat și le-a arătat familiilor, nepoților,
astăzi sunt deja două sau trei generații, așa încât făcea pe orțile să nu se simtă străin acolo și să găsească ceva ceea ce îi aparține. A fost și un om credincios și aici am avut în vedere, cum să spun, două fațete. În sensul că a fost în activitate în vremea în care interdicțiile legate de biserică erau destul de puternice. Vreme de aproape 30 de ani nu a cutezat să participe la slujbele bisericii datorită interdicțiilor impuse de cele existente. Însă, imediat ce se pensionează, 5 zile mai târziu, îl regăsim la slujba din biserica satului său. În paralel însă fusese preocupat de lucrările dedicate clopotniței și aducerea clopotului din Făgăraș la biserica din satul nostru de la Novaci, eveniment datat parcă 1979. Da, au început să lăsați câteva mesaje, o să le citim mai târziu. Am rămas cu povestea noastră, povestea prezentată și în această carte, prin pagini de jurnal, prin impresii culese în ultimii ani de viață de la domnul Cuțuliga, de către Adelin și Manuela Ungureanu. Am rămas după al doilea război mondial, când spuneam, deci eu care am parcurs și o carte acum și vreau să vă spun că de mult nu mi s-a mai întâmplat să nu o las din mână până nu o termină. Bine, am fost și forțat de împrejurări că a trebuit să o citesc practic în 24 de ore. Vreau să vă spun că n-am înțeles acolo foarte bine de ce a renunțat, pentru că avea perspective destul de... E adevărat că venea dintr-o familie care moștenise ceva și pământ și putea să nu dea bine cu noul regim politic instaurat după 1947, dar de ce s-a întors acasă în condițiile în care cred că ar fi avut și un alt viitor? Bine, spre lauda lui Gheorghe Cuțuliga și spre binele nostru al gorjenilor, a fost bine că a venit acasă pentru că a lăsat extrem de multe lucruri interesante la Novaci și în împrejurări. Vedeți dumneavoastră, fiecare ne putem acomoda sau nu ne putem acomoda în anumite locuri, suntem conștienți că avem ceva de făcut, putem, nu putem, este sau nu este vremea. A decis să se întoarcă, având în vedere decesul fratelui său, a decis să se întoarcă și să fie aproape de părinții din Novaci, chiar dacă nu a mai locuit în casă cu aceștia în urma căsătoriei din 1949. A revenit la Novaci, a revenit definitiv după ce școlile cele trei le făcuse la sute de kilometri distanță, după ce, așa cum am precizat, a participat și la ultimele luni ale celui din urmă război mondial și și-a început activitatea în domeniul didactic. A predat matematica un an de zile la gimnaziul de la Novaci. Nu a rămas în învățământ și în 1950 a intrat în domeniul pentru care se pregătise, era absolvent al secției de energetică al Facultății de Electrotehnică din cadrul Institutului Politehnic București. Și după un an de zile de activitate în domeniul energeticii, având 28 de ani, a fost numit director al Centrului de Electrificare Novaci. Atunci, organizarea instituțiilor se făcea pe alte principii, existau structurile administrative raionale și toate aceste activități din cadrul energiei, de pe toată raza raionului Novaci, erau coordonate de aici, de la Novaci. Ulterior, întreprinderea și-a extins oarecum activitatea, s-a numit IRIL, prin prescurtare, întreprinderea raională de industrie locală, pe care a condus-o până către desființarea raionului Novaci în 1961 și introducerea acestuia din punct de vedere administrativ în raionul cu centrul la Târgu Cărbunești. Și aici, pentru că tot a zis că s-a întors, de ce s-o fi întors, de ce a rămas, în 61 i s-a propus să meargă la Cărbunești și să continue coordonarea activității energetice pe întregul raion, a refuzat. Motivele le-am precizat mai devreme, între timp avea și un copil, o fiică de 10 ani, a refuzat și atunci și a preferat să rămână în continuare la Novaci, de unde a avut tangență cu electrificarea directă a peste 40 de sate din stânga și din dreapta Girortului, din toate împrejurimile Novaciului, mai exact dinspre Horezu și până în Valea Sadului sau până către Cărbunești, a ajuns
pentru că rând pe rând, an de an, curentul electric a pătruns în casele oamenilor. Novaciu era electrificat la vremea când inginerul Cuțuliga și-a început activitatea, uzina electrică fiind terminată în septembrie 1939, practic la începutul războiului. Activitatea sa în electrificare, în fruntea uzinei de electricitate, i-a permis și altceva, să ia contact cu toate satele din zonă, să culeagă multă istorie și să facă acasă, și nu doar acasă, pentru că cei care au vrut, cel puțin după 1990, cei care au vrut să scrie ceva despre zonă sau să afle ceva despre trecutul zonei, cu siguranță punctul de reper în tot Gorjul nu era nici la, să spunem, instituțiile oficiale, poate nici la primăria Novaci, cu siguranță se mergea acasă la Gheorghe Cuțuliga. O să vorbim despre ce personalități au călcat pragul, că sunt mult mai multe decât ați amintit, da. Dar aș vrea să amintesc ceva, și anume toate acele, de la documente și până chiar diverse tablouri, diverse fotografii, sunt astăzi, cum spuneam, în casa Gheorghe Cuțuliga. Cred că și am mai făcut această propunere, inclusiv prin intermediul săptămânalului Vertical, chiar și de la acest microfon. Cred că ar trebui să ne gândim, deci novăcenii încă nu sunt, adică nu mi se par atât de conștienți de ce au, și această carte îmi vine cumva să-mi sublinieze ce vreau să spun acum. Au acest dar și, de fapt, această muncă a lui Gheorghe Cuțuliga legată de strângerea trecutului. Cred că aceste dovezi ar trebui valorificate într-un muzeu. Nu știu acum care ar fi varianta. Apropo, sunteți și consilier local la Novaci, poate veniți cu o propunere de acest gen, dar eu cred că acele lucruri nu ar trebui să se piardă și numai să fie puse în valoare. Sunt lucruri, de uneori, nu mai mă refer la colecția Magazin Istoric și alte lucruri. Sunt lucruri extrem, extrem de importante. O să vă răspund foarte scurt și nu insist, cred că nu trebuie să vă adresați mie în privința acestora. Să spunem că acum avem și argumentul. Sunt mii de novăceni acolo, alte câteva sute plecați din localitate. Novaciu are reprezentanți prin toate mediile. Dacă se vor gândi și vor dori cu adevărat acest lucru, o vor putea face oricând doresc, vor putea lua o inițiativă și dacă se începe o treabă, pe semne că se și termină sau cel puțin se creează ceva. Pentru moment, asta am considerat că e bine să facem. Mă bucur că am reușit, atât cât am reușit, cu toate cele, mai bune sau mai rele, dar fie și doar pentru a ne cunoaște trecutul, chiar dacă nu vrem să ne raportăm la numele cuiva care le-a adunat, le-a păstrat și le-a menționat, ar trebui să fim mai preocupați în mai toate localitățile județului, nu doar la Novaci, pentru că generațiile vin, trec, totul se uită și așa mai departe. Iată, apreciem atât de mult ce ne-a lăsat Ștefulescu în urmă cu 100 și ceva de ani. După cum știm, și el a fost tratat așa cum a fost tratat, știm ce s-a întâmplat cu muzeul în primii ani ai secolului trecut și așa mai departe, însă suntem unanim de acord că multe date de atestare a localităților gojenești le avem astăzi datorită activității lui de mai bine de un secol. Spuneam și o să rog colegii din regie să mai dea o dată imaginile respective și pe acest fundal, să mai vorbim puțin și despre cei care au vizitat. Pentru că în ultimii ani, cel puțin ultimile două decenii de viață, aproximativ, foarte mulți și oameni importanți, de la ambasadori până la ziariști, să uităm de Darie Novăceanu. Da, Darie Novăceanu a fost în câteva rânduri, da, în Novaci. Au venit la Novaci și nu au plecat fără să nu se întâlnească cu Gheorghe Cuțuliga. Haideți să zicem că poate pe undeva autorul acestor rânduri sau eu, care l-am cunoscut doar, să spunem așa, din perspectiva istoricului și documentaristului, am rămas frapat de acest lucru. Dar și Darie Novăceanu și mulți alții care au venit în contact cu Cuțuliga și erau fascinați de personalitatea acestuia, înseamnă că știau ei ce știau, ca să spunem așa. Ce alte personalități
Mai sunt pentru că aveți prezentate în carte foarte, foarte multe personalități care au venit în contact cu dânsul în ultimii 20 de ani. Deci, practic, cei care ajungeau la Novaci erau îndemnați să meargă la Gheorghe Cuțuliga. Chiar dacă casa domniei sale nu este chiar în centrul Novaciului, să spunem așa. Da, inclusiv din propria experiență știți că și dumneavoastră, asemenea altor echipe de ziariști, mergeau pe Valea Gelortului în sus până la casa familiei Cuțuliga. S-a, ca să spun mai plastic așa, s-a trezit într-o dupămasă cu Ștefan Andrei, fostul ministru extern al României, la poarta sa, însoțit de către un alt novăcean. Era foarte interesat fostul ministru de ceea ce se găsea depozitat la inginerul Cuțuliga legat de fostul premier Tătărescu, dar și de Brezulescu, așa încât a mai revenit la dânsul. Apoi, după o jumătate de veac aproape, fiica lui Brezulescu, plecată în anii de tinerețe din România, se reîntoarce și este condusă de către primarul Porumbel la casa familiei Cuțuliga și nu vă spun, a fost o întâlnire extrem de emoționantă, ne-a povestit în mai multe rânduri, se întorcea cu soțul și vedea pentru prima dată fotografii și documente scrise ori semnate de tatăl său, păstrate în original de el. A fost o vizită programată pentru probabil câteva zeci de minute și a durat aproape o zi. Le-a făcut mare plăcere să se întoarcă acolo. Apoi, unul dintre nepoții fostului fruntaș liberal al Dojului și al Gorjului, Costică Neamțu, Sandu Misirliu, a venit la Novaci și, practic, a continuat tradiția bunicului său, care venea la Novaci, unde se cunoștea bine cu socrul inginerului Cuțuliga, a fost primar Nedu, de pe la 1930, ambasadorul Braziliei, a și subliniat la plecare că a văzut multe lucruri în viața sa, însă aici la Novaci s-a simțit excelent și mai tot timpul oamenii sosiși la Novaci erau îndrumați către casa sa. Sub aspect personal mi-amintesc în 2009 la o lansare de carte în memoria lui Brezulescu, carte scrisă de către Gheorghe Ciorogaru, decanul facultății de drept de la noi din județ, fiind prezent la eveniment, a rămas surprins de cele subliniate de către inginerul Cuțuliga. Ceilalți prezenți îl știau pe inginer și se așteptau la asta, însă, mă rog, n-au zise de dumnealui, un om la aproape 90 de ani să aducă atâtea lucruri interesante, să știe atâtea chestiuni, încât a răspuns imediat invitației de a merge și a vizita casa dânsului și toate câte se adunaseră acolo. Și așa mai departe. Cert este că a deschis oricui poarta și toată lumea s-a simțit bine. Mulți, chiar foarte mulți, au revenit peste ani. Da, apropo de colecțiile pe care le avea dânsul, să știți că nu a fost preocupat numai de documente, numai de dovezi istorice efectiv. Se putea găsi whisky dinainte de al doilea război mondial în colecția sa, e adevărat moștenite de la cel care, să spun așa, a fost al doilea tată. Da, de la generalul Răduțescu. Da, și dânsul o poveste pe care o găsim în carte, cel puțin parțial. Cred că și acea perioadă ar avea nevoie și de mai multe explicații, poate într-un volum. O singură precizare mai fac și putem discuta, dacă timpul ne mai permite, despre generalul Răduțescu. Ceva inedit. Inginerul Cuțuliga s-a născut într-o casă, așa cum erau casele la țară în urmă cu aproape 100 de ani, iar în casa în care s-a căsătorit și a locuit din 49 până în 2013, 64 de ani, acea casă a fost ridicată tot de o familie Cuțuliga. Au fost acolo două familii care trăiseră cu vreo trei generații înaintea sa, Pătru și Drumitru Cuțuliga, pe semne, la origine, cu descendenții ce veniseră la Novaci după 1700, pentru că numele este a român, un nume
venit de undeva din sudul Dunării, probabil de pe teritoriul Serbiei, în urmă cu vreo 8-9 generații în urmă. Iată așadar că i-a fost destinul creat să se ducă și să locuiască tot într-o casă ridicată de înaintași care purtau același nume cu generații în urmă, însă având în principiu fete pe fiecare generație, numele se pierduse. Revenind la Răduțescu, într-adevăr, este primul general al armatei române născut la Novaci. A trăit 92 de ani, parcă. A fost medic, aceasta i-a fost profesia de bază. A participat în cele trei campanii militare a României, în Balcanii în 1913, în primul și într-al doilea război mondial, și în cele din urmă a dobândit gradul de general al armatei române. O parte din ceea ce inginerul Cuțuliga a păstrat în rafturile casei sale au fost documente, imagini sau cărți inedite pe care le-a preluat de la un alt fiu celebru al Novaciului, generalul Răduțescu, de care, dacă timpul ne permite, putem extinde. Da, mai avem doar câteva minute și eu îmi propusez și alte lucruri să discutăm. Printre altele, părăsindu-l acum puțin pe eroul acestor rânduri și această carte, am și eu o nelămurire de ziarist de data aceasta, și anume, cum se face că de la autorul, și găsim și aici în carte câteva din cărțile de drept, tratat de drept administrativ, autorități administrative autonome, Viața întâiul drept al omului, Teoria generală a dreptului, pentru că vorbim cu un doctor în științe juridice, am zis bine, da? De unde pasiunea pentru istorie, și n-a rămas doar o pasiune, deja avem câteva cărți. E vorba de cea dedicată primarilor de la Novaci, o carte foarte bine primită, prezentată și de noi în emisiune, și iată acum o recitivă, e vorba de această carte dedicată lui Gheorghe Cuțuliga. Pasiunea despre trecut cred că este sădită în fiecare dintre noi, însă uneori săpăm, căutăm, descoperim, alteori ne interesează mai puțin. Acum, nu știu, poate că sună oarecum forțat, însă, vedeți, facem ceea ce învățăm la școală. Dacă m-am pregătit pe un anumit domeniu, automat că tot ceea ce am cercetat, am făcut-o în acel domeniu, în timpul anilor de studiu sau ulterior. După aceea, m-am orientat și către domenii mai apropiate sufletului, apropiate oamenilor și locurilor unde m-am născut și unde îmi place să mă întorc ori de câte ori fac asta și o fac destul de des, așa încât am reușit să îi scoatem din întunericul trecerii irreversibile a timpului la lumină, măcar sub aspectul numelui, pe cei ce au condus Novaciu vreme de 150 de ani, iar acum câteva crâmpei autentice din viața satului pe care acest om le-a lăsat spre veșnicie, ca noi să ne bucurăm și să știm cum erau locurile și vremurile altădată acolo. Înainte de a rămâne, cu ce rămânem de la Gheorghe Cuțuliga, asta ar fi ultima întrebare a emisiunii, până să zicem o eventuală a doua carte, aș vrea să vă citesc câteva dintre mesaje, unul dintre ele de la profesorul Adrian Popica. Felicitări pentru emisiune, felicitări pentru carte, la mulți ani, ne spune Adrian Popica. Sorin Popescu spune așa: mă bucur că Adelin Ungureanu reușește să tipărească o altă carte despre Novaci. Succes în continuare! Îi mulțumim mult, domnului Popescu, să fim sănătoși. Așa. Cineva Adi semnează, ne spune doar la mulți ani. Dar se uită la noi dacă le-a trimis mesajul. Vă cheamă dumneavoastră, pe dumneavoastră Ion, că pe mine nu. Nu, așa. Și mai avem încă două mesaje, le-am văzut, au intrat numai puțin. Da? Întreabă cineva dacă Gheorghe... Nu, cred că nu se adresează nouă. Ne întreabă cineva, directorul Gheorghe a făcut ceva pentru Gorjeni, ceva de genul ăsta, nu știu dacă se adresează emisiunii noastre. Sau ce a reținut dânsul, nu poate putem reveni să... cu... Da, poate reveni sau să... N-am înțeles cinstit. Să răspundem omului. Da? Și cineva care vă felicită pentru carte și vă urează la mai multe.
Practic avem cinci mesaje, bănuiesc că unele dintre gen profesorul Popica a primit această carte sau o va primi. Rămâne ca din celelalte, de fapt două rămân în discuție pentru carte, din cele primite. Deci facem discriminare, profesorii îi dăm la o parte, de la tragerea la sorție. Păi bănesc oricum, fiind de la Novaci, o să ajung oricum la această, carte. Am primit cartea și... Deci nu știam, dar am idee. Mă bucur că a reușit, pentru că și dânsul a ținut legătura foarte bună. Bun, îl rugăm pe cel care ne-a spus la mulți ani sau cel care va ura succes, că nu sunt semnate, avem numerele de telefon, să treacă pe la redacție în zilele următoare și vor intra în posesia unuia dintre aceste volume cu autograf de la autori. Acestea fiind spuse, ne aflăm pe final de emisiune, un minut mai avem, cu ce-am rămâne, cu ce rămâne Gheorghe Cuțuliga în istoria Novaciului? Rămâne cu foarte multe mărturii de pe vremea în care Novaciul se forma, de pe vremea în care satul creat acolo în zona submontană către izvoarele Jilordului se dezvolta, pentru că în casa lui colecții de zapise, unele din ele pe alfabete pe care azi nu le mai studiem în școală, vechea chirilică, altele de la limita secolelor 19 și 20 au fost păstrate și totodată prin ceea ce a scris zi de zi în propriul jurnal, a reluat atât cât s-a putut din viața satului său. Apoi, așa cum a zis, colecțiile de obiecte, acei pantofi care au mers până, bocanci care au mers până la Cotul Donului, fiind încălțați de către un erou din locurile noastre, și o grămadă de alte lucruri procurate, păstrate sau preluate de la familia Răduțescu, toate sunt mărturie vie a trecutului. Și chiar dacă voi depăși cu 10 secunde, vreau să spun că și trimiterile dinspre copertă au legătură cu novăcenii. Motoul îl datorăm domnului Gigi Berbecel, cel care, după o poveste tristă, pierzându-și soția peste ocean, a scris o carte dedicată doamnei doctor, de unde am preluat acel citat. Mi-a plăcut foarte mult. Iar apoi un extras din discursul de adio din 14 aprilie 2013, rostit de către Gheorghe Porumbel la înmormântarea inginerului Cuțuliga, care se află pe verso. Cei care pot să citească această carte, cu siguranță pot intra în posesia ei, o găsesc și pot să afle foarte multe despre Gheorghe Cuțuliga. Mulțumim pentru prezența dumneavoastră la această emisiune, vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Și eu vă mulțumesc, să dea Dumnezeu să fim sănătoși și să ne vedem cu bine. Mulțumim, a fost Viața Gorjului, mulțumim de atenție, la revedere!